Bine ați venit la un nou clip de cumpărături săptămânale. Astăzi am fost în Alcampo, adică în România, în Oșan, și hai să vedem despre ce este vorba, ce am cumpărat pentru săptămâna care urmează. O să încep cu Hamzi în oțet. Îmi plac mie foarte mult și am cumpărat niște pulpe inferioare de pui, somon, două filete, pentru că ne place somonul, mozzarella, am luat pentru cel mic încă două pireuri de fructe, acesta este cu pară, banană și morcov, iar acesta este cu pară și măr. Mi-am mai luat eu un hummus, pentru că îmi place foarte mult să mănânc dimineața pe pâine. Un unt. Îi place soțului să mănânce cu miere dimineața. O brânză. Soțul și-a luat o pizza de pui. Asta e preferata lui. Am cumpărat două Philadelphia. Erau la reducere două cutii. Am mai luat două pachetele din astea de bulion. Astea sunt mărime mică. Și am luat și mărime mare, 5 cutii din acestea. Am luat laptele băiețelului nostru, de la marca Hero, fără ulei de palmier. I-am luat și cereale, tot de la aceeași marcă. Am luat un pachet de biscuiți cu ciocolată, pentru dimineața sau când avem poftă de ceva dulce. Și pentru pachetul soțului iar am cumpărat sortimente de prăjituri. De data aceasta am luat așa, mini ruladă cu ciocolată. Așa, care vin, e ca și cum ar fi foietaj cu însiropat cu miere și cu cocos. Și așa, care vin două pâinici, cea de jos este în ciocolată și la mijloc are cremă de frișcă. Și am mai cumpărat două pâinicuțe de astea mici. Astea sunt pâinici cu ceapă. Îmi plac mie foarte mult și am cumpărat două. Am luat pâinea aceasta foarte mare, împletită, ca să o mâncăm acasă. Și încă două pâini din acestea, le știți deja, acestea feliate, care sunt pentru pachetul soțului, le ia pentru sandvișuri la muncă. Și acum revin cu fructele și legumele. Avem un zucchini, o nucă de cocos, îi place soțului foarte mult, căpșuni, o varză mică pentru salată, ne place să mâncăm salată de varză cu diferite mâncăruri. Am luat salată verde două, pentru că mâncăm foarte multă salată. Am luat 3 legături de pătrunjel
ca să-l toc și să-l bag la congelator să am acolo, când am nevoie doar scot și gata. Am luat ceapă, 2 kg. Aici am luat morcov, la fel vreo 2 kg. Și aici cartofi, cred că sunt 5 kg, ceva de genul. Și am mai luat ardei roșu gras, 2 kg 600. Tot așa ca să-l bag la congelator și să am acolo când am nevoie. Și revin cu cele non-alimentare. Și am revenit cu cele nealimentare și am aici din Alcampo, de pe Amazon ceva și de la Teddy, adică un fel de Pepco sau Jumbo în țară. Și încep cu asta pentru că e singurul produs de pe Amazon. Mi-am luat un gel din acesta pentru curățarea gelului de unghii. Excesul de gel atunci când îți faci unghiile cu gel, pentru că vreau să încerc să-mi fac unghiile acasă. Și acum cele de la Pepco, adică Pepco în țară, aici se numește Teddy. Mi-am luat un lipici de unghii și un set de unghii false, pentru că v-am spus, vreau să-mi fac eu unghiile singură. Și de la Teddy am mai cumpărat acest castronel care mi-a plăcut la nebunie, în formă de inimioară și e super drăguț. Și am zis pentru dimineața când mănânc cereale, îmi place foarte mult. Și acum continuăm cu cele din Alcampo, Auchan. Am luat un șampon Head & Shoulders, acesta clasic, 2-in-1. Am luat pentru cel mic un tricou, era la reducere și ne-a plăcut așa modelul. Am luat o paletă pentru că ne trebuia, o tigaie pentru clătite, pentru că da, facem clătite și să avem o tigaie din aceasta specială pentru clătite, care are fundul așa. Și am mai cumpărat o tigaie pentru prăjit, pentru făcut orice fel de chestii de la Tefal, care este tot așa pe spate. Și da, fetelor, cam acesta este clipul de săptămâna aceasta. Acestea sunt cumpărăturile pentru săptămâna care urmează și nu numai. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la final. Eu vă pup și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!